Stilul pe care l-a abordat a fost unul decorativ, specific mișcării Arts and Crafts, care a luat naștere în țara mama a reginei. Iubirea pentru artă a făcut-o să se intereseze încă de la venirea în țară de viața artistică din România. Principesa a susținut demersul de modernizare a artei românești și nu s-a opus mișcărilor de secesiune ce au avut loc la începutul secolului 20. A iubit și a colecționat creațiile artiștilor din generația 1900, Ștefan Lucian, Nicolae Vermont, Gheorghe Petrașcu, iar în anul 1901, când aceiași artiști au înființat societatea Tinerimea Artistică, Regina Maria a primit titlul de președinte de onoare. A rămas cu acest titlu până la sfârșitul vieții. Regina Maria a României a fost una dintre cele mai importante personalități din istoria țării. Suverană al României, iar după 1918 al României Mari, Regina Maria a fost o prezență extraordinară în societatea vremii. Pasiunea ei pentru artă a făcut-o să fie iubită și respectată în cercurile de artiști, fiind permanent o protectoare a lumii culturale și artistice. Maria s-a născut la 29 octombrie 1875 în regiunea Kent a Angliei, fiica ducelui și a ducesei de Edinburgh. Copilăria și-a petrecut o mare parte la Eastwell Park, reședința familiei. România a cunoscut-o pentru prima dată după logodna și căsătoria cu principele moștenitor Ferdinand în 1893. Când a intrat în țară, pe la predeal, venind dinspre Viena, cuplul a avut parte de o primire foarte călduroasă din partea românilor. Maria scria în jurnalul său că totul îi se pare straniu în noua ei țară, că este greu să se adapteze la obiceiurile locului. Bucureștiul îi se părea mic și sufocant, iar clădirile lui Carol I erau reci și prea pompos ornate. Cu toate acestea, mai ales după Primul Război Mondial, principesa va începe să îndrăgească oamenii și țara ca și cum ar fi fost dintotdeauna ale sale. În timpul liber, regina picta. I-a plăcut foarte mult să folosească acuarela, fiind un mediu destul de delicat. Stilul pe care l-a abordat a fost unul decorativ, specific mișcării Arts and Crafts, care a luat naștere în țara mama a reginei, Marea Britanie, și a rămas prezent în acest spațiu până în anii 30. Doar câteva dintre lucrările reginei Maria sunt cunoscute publicului, iar unele dintre ele au fost licitate la București și au ajuns în colecții private. Un bun exemplu este Lalele Albe, care a fost adjudecat în anul 2011 pentru 8.000 de euro. Regina Maria a avut legături strânse cu lumea artei și prin dragostea pe care o purta Balcicului, împărtășită de mulți artiști și oameni de cultură ai vremii. A descoperit Balcicul pe când făcea o călătorie de-a lungul țărmului Dobrogean, care cuprindea și cadrilaterul în vremea respectivă. Momentul este notat de regină în scrierile sale. Într-o plimbare prin Dobrogea, m-am apropiat odată de o limbă de pământ lângă mare, care a trezit în mine un fior cu totul deosebit. Am avut ca o simțire că locul acesta m-a așteptat dintotdeauna pe mine, ori trăisem totdeauna în așteptarea lui. Maria și-a dorit ca la moartea ei, inima să-i fie adăpostită în capela castelului său de la Balcic, ceea ce s-a și înfăptuit în 1938, după ce regina s-a stins din viață. Mulți artiști îi vor purta amintirea, rămânând la Balcic pentru a picta cele mai încântătoare tablouri cu marine din arta românească, surprinzând în uleiuri peisajele pitorești pe care Maria le-a îndrăgit atât de mult.